Accidentul a avut loc acum 2 săptămâni pe o stradă aflată în apropierea școlii unde tânărul este elev. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum tânărul de 18 ani, care avea de curând permis de conducere, pierde controlul mașinii într-o curbă și intră violent în mai multe mașini parcate pe trotuar. Acolo se aflau și cele 3 persoane. Toate au căzut secerate. La o săptămână de la producerea accidentului, unul dintre răniți, o femeie de 74 de ani, a murit. Șoferul este cercetat în stare de libertate și chiar poate conduce în continuare mașina până la finalizarea cercetărilor. Urmează să se stabilească dacă decesul acestia are legătură cu vătămările pe care le-a avut ca urmare a accidentului rutier și, bineînțeles, dosarul urmează să fie discutat de către polițiștii rutieri cu procurorul care supraveghează urmărirea penală a biroului rutier Craiova. Instructorii auto și psihologii spun că viteza și teribilismul tinerilor la volan au devenit adevărate comportamente în trafic, în tot mai multe cazuri. O explicație ar fi, susțin specialiștii, anturajul și lipsa de implicare a părinților. Cum a coborât examinatorul de lângă el din mașină, încep să devină smei. Și nu numai asta, și influența exterioară a colegilor, a prietenilor și a celor din jurul lor în care își desfășoară această activitate destul de importantă. Și pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. Tendința generală a părinților este de a da copiilor mașini pentru că uneori ascund carențe în comportament și în modul de creștere. Adică? Pur și simplu, părinții aruncă pur și simplu grija pe care ei ar trebui să o manifeste asupra școlii, bineînțeles asupra instructorului care îi învață și nu îi interesează în momentul în care și-au luat permisul. Devin direct răspunzători. Numai în Craiova, în ultimele luni, au avut loc 32 de accidente în care 30 de persoane au fost rănite, iar 3 și-au pierdut viața. Cele mai multe s-au produs din cauza vitezei.